Războiul din Ucraina ne-a adus îngrijorări și mai mari, dar noi vești încep să apară pe frontul pandemiei și nu sunt deloc bune. Săptămâna care s-a încheiat a adus un nou vârf de infectări și spitalizări în țări ca Regatul Unit, Irlanda, Țările de Jos, Elveția și Italia. La o lună de când numeroase țări europene au început să elimine restricții, cum ar fi obligativitatea purtării măștilor în spații închise. Și SUA a luat măsuri similare în februarie și martie, deja numărul cazurilor este în creștere. Dacă o păsesc, o păsesc toți, nu numai eu. Deci considerați că nu vom mai avea parte de acest virus? Să sperăm. Băi, am de teamă că am făcut 3 vaccinuri și mă protejez. Crește îngrijorarea că relaxările ar fi fost premature. De ce? Din cauza celor petrecute după ultimele două situații de relaxare a restricțiilor în Europa și SUA. O puternică revenire a cazurilor de COVID a apărut în SUA în iunie 2021, la cam o lună după ce CDC a modificat recomandările privind măștile. În contextul în care toată lumea acum vorbește despre război, pandemia a fost cumva uitată, dar ea nu ne-a uitat pe noi. Da. Specialiștii spun că în Europa ar fi reapărut deja virusul. Ce părere aveți? Vă este teamă? Cred că da. Că boala încă n-a trecut. Și încă trebuie să ne protejăm. Și din aer și din ăștia. Eu mai ies noapte afară și aerul se schimbă atmosfera. Când apare câte o simptomă, ziua e altceva, noaptea e altceva. Așa. Boala încă n-a trecut. Ne spuneți că în continuare trebuie să ne protejăm. Da. Da, până nici... Prima variantă n-a stat în picioare. După cum se văd documentele prezentate ulterior, înseamnă că a fost apă de ploaie sau vreun truc afaceri la nivel superior. Deci, zvonuri de astea care face să crească profitul cuiva sau câtorva. Deci, părerea mea este... Văd că dumneavoastră încă purtați masca, vreți să vă protejați, înțeleg. Dom'le, am un nepot și nu vreau să am conștiința încărcată că i-am dat, dacă i-am dat ceva. O situație similară a fost în noiembrie 2021, tot la o lună după ce evenimentele și călătoriile au revenit aproape la nivelurile prepandemice. Pentru a doua, mulți au dat vina pe varianta Omicron, spunând că apariția ei a fost neașteptată. Dar mai multe variante apăruseră deja în timpul pandemiei, iar creșterea cazurilor a venit chiar înainte ca Omicron să fie detectat în Africa de Sud. Iar acum, când Omicron pare a fi dat înapoi, politicienii din Europa și SUA au instituit o nouă rundă de relaxare.